Ninge ca în povești în mehedinți, încă de la orele dimineții, fulgii de zăpadă au început să cadă, mai ales în drobeta Turnul Severin, unde iarna parcă să-și fi intrat serios în drepturi. Totodată, până pe data de 11 decembrie, zona de munte a județului Mehedinți se află sub atenționare de cod galben de ninsori abundente. De astăzi până pe data de 11 decembrie, la ora 15, zona de munte a județului Mehedinți se va afla sub atenționare cod galben. În intervalul menționat se preconizează ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, intensificare ale vântului și viscol, în special la atitudini mari. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, începând de astăzi, de la ora 17, zona de munte a județului Mehedinți se va afla sub atenționare cod galben, valabilă până vineri la ora 15. În intervalul menționat se preconizează ninsori abundente, strat consistent de zăpadă, intensificare ale vântului și viscol, în special la altitudini mari. În cazul manifestării fenomenelor meteorologice pronunțate, facem apel la cetățeni să evite pornirea la drum, iar dacă deplasarea este absolut necesară, să se informeze dacă pe traseul ales nu sunt drumuri blocate. De asemenea, să se asigure că sistemul de încălzire al autoturismului funcționează, iar autovehiculul este echipat corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă. Și în municipiul Drobeta Turnul Severin, cetățenii s-au bucurat astăzi de primul strat de zăpadă. Cu toate că nu s-a depus peste tot, mașinile au fost acoperite de un strat subțire de nea. Se pare că iarna și-a intrat serios în drepturi.